Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL. Bună ziua, domnule Falcă, vă mulțumesc că sunteți aici. Aș vrea să vă întreb în această problemă a urșilor, cum comentați dumneavoastră faptul că vedem un atac virulent din partea unui fost ministru al mediului, Tanțoș Barna, cel care spune că este inadmisibil și de neînțeles de ce coaliția de guvernare a oprit implementarea planului de măsuri complex al UDMR privind gestionarea populației de urs brun, care prevede măsuri clare de prevenție și trebuia pus în practică fără compromisuri. Acest lucru s-a întâmplat de când Mircea Fechet, liberal de altfel, a preluat conducerea Ministerului Mediului. Eu vă pot spune că la nivel european, noi, grupul Partidului Popular European, am solicitat Comisiei Europene ca în următorul mandat să dereglementeze acest domeniu, pentru că la nivel european, populația de urși și lupi a crescut foarte mult și în loc să protejăm cetățenii, proprietatea, am ajuns să protejăm agresiunea lupilor și a urșilor. De aceea, ceea ce propune Guvernul României este un lucru pozitiv, este în trend cu schimbările care vor fi la nivel european și eu cred că cu cât schimbările vor fi mai repede aprobate, cu atât vom avea o siguranță a ceea ce înseamnă turismul montan în România și nu vrem să pierdem atât turiștii naționali cât și turiștii străini. Mai mult de atât, va crește zona de vânătoare, pentru că în România avem mai mult de jumătate din populația de urși din Uniunea Europeană, ceea ce va atrage un anumit turism care produce bunăstare statului român. De aceea ne trebuie curaj și să mergem mai departe. Bun.